În ultima ședință ordinară a Consiliului Municipal Râmnicu-Sărat din 2017, aleșii locali au aprobat cu unanimitate de voturi regulamentul de înființare, organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari. Până la elaborarea acestui document, autoritățile s-au întâlnit cu reprezentanții asociațiilor de proprietari și le-au cerut acestora să vină cu amendamente. Totodată, pe site-ul primăriei au fost consultări publice, însă cei aflați la conducerea asociațiilor de proprietari nu au intervenit deloc. Odată aprobat regulamentul, autoritățile anunță că vor demara controle la asociațiile de proprietari pentru a se asigura că acestea au o mai bună comunicare cu cei care locuiesc la bloc. Vom trece la controle la asociații de proprietari. Nu înseamnă că suspectăm că ceva este în regulă acolo, doar că vrem să ne asigurăm, odată în plus, că vor avea o comunicare foarte bună cu cetățenii, pentru că acesta este lucrul care se reproșează în primul rând. Și relația dintre reprezentanții asociațiilor de proprietari și cei ai instituțiilor din subordinea primăriei ar trebui să se îmbunătățească. Asta pentru că în zona blocurilor sunt multe probleme, iar până acum cele mai multe asociații de proprietari nu s-au implicat mai deloc în rezolvarea lor. O să începem, sperăm, împreună cu dumneavoastră, să avem o comunicare mai bună cu asociația de proprietari, pentru că mai bine de jumătate din populație trăiește la bloc, avem probleme mari, mai cu seamă în zona blocului și, din păcate, asociația de proprietari nu se implică deloc. Nu se implică în ultimii ani, mulți dintre cetățenii din Râmnicu-Sărat care au venit în audiență la primar sau viceprimar au reclamat problemele pe care le au cu reprezentanții asociațiilor de proprietari, motiv pentru care autoritățile au decis să elaboreze un regulament de înființare, organizare și funcționare a acestora.